Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Eclipsa de lună de sâmbătă 28 octombrie este poate cel mai semnificativ eveniment al săptămânii, care va afecta aproape toți reprezentanții zodiacului. Eclipsa va avea loc concomitent cu, cu luna plină în zodia taurului, care va pune în evidență temele de finanțare, Atașamente materiale și prosperitate. Este foarte posibil ca mulți oameni să repete evenimentele care au avut loc în 2004, tot în faza eclipsei de lună. În această perioadă, nu trebuie să intrați în conflict sau să fiți provocați, mai ales când contactați străini. Orice activități riscante, alcoolul, excesul de mâncare și activitatea fizică grea nu sunt favorabile. Ziua eclipsei de lună se petrece cel mai bine acasă, printre cei dragi, iar visele pe care le-ai avut cu o zi înainte pot oferi răspunsuri la întrebări de lungă durată sau pot sugera soluții la probleme vechi. Pe 24 octombrie, Soarele va forma un trigon armonios cu Saturn, care le va oferi capricornilor, vărsătorilor, leului și berbecului o perioadă de concentrare, rezistență și calm. Lucrurile care au fost amânate au toate șansele să primească în sfârșit o concluzie logică, iar problemele materiale vor fi rezolvate cu succes. Orice călătorii lungi sunt cu siguranță nefavorabile, în special cele legate de afaceri sau de muncă, dar starea de sănătate a persoanelor care suferă de boli cronice se va îmbunătăți semnificativ, vitalitatea corpului va crește, astfel încât să te poți stresa fizic. Puteți vizita medicul dentist dacă aveți probleme cu dinții, în această zi tratamentul va fi eficient și aproape nedureros. Opoziția lui Marte și Jupiter la sfârșitul săptămânii va provoca un sentiment exagerat de importanță personală în Berbec, săgetător, pești și rac, care s-ar putea să nu-și calculeze capacitățile. În această perioadă, nu trebuie să faceți promisiuni să vă asumați niciun fel de obligații sau să interacționați cu parteneri străini. Balanța, capricornul și gemenii pot fi expuși riscului de a deveni victimele scrocilor. Pot apărea dificultăți legale pentru scorpion și lei. În ceea ce privește sănătatea, organele sistemului digestiv, în special ficatul, vor fi cele mai vulnerabile. Intervențiile chirurgicale și procedurile cosmetice dure sunt de asemenea, Nefavorabile, probleme apar și în zona romantismului, deoarece parteneriatele vor fi amenințate. Nu este favorabil să te căsătorești sau să organizezi evenimente în familie. Concepțiile nedorite sunt, de asemenea, foarte probabile. Aspectul de tranzit al conjuncției lui Mercur și Marte Duminică va da o explozie de activitate intelectuală scorpionilor, berbecului, gemenilor și fecioarelor. Dar există pericolul ca supra-solicitarea mentală severă să ducă la un declin destul de puternic. În afaceri, inclusiv în următoarea săptămână, nu ar trebui să iei decizii importante. În același timp, acesta este un moment foarte bun pentru planificarea strategică. În relațiile de prietenie pot apărea conflicte și neînțelegeri, mai ales dacă semnele elementului pământesc acționează ca prieteni. Starea de sănătate a majorității reprezentanților zodiacului promite să fie bună, dar riscurile de răni și arsuri sunt mari în rândul berbecului, scorpionilor, gemenilor, peștilor și racilor. În același timp, mâinile tale vor deveni deosebit de vulnerabile. Sfera romantismului va resimți și impactul negativ al acestui tranzit sub formă de divorțuri, despărțiri sau conflicte grave. Aici lista liderilor din opoziție va fi condusă de Berbec, Gemen și Leu. Legătura dintre Marte și Mercur va afecta cel mai puțin vărsătorul și peștii, care vor putea neutraliza cu succes influența negativă a aspectului. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!